Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău! Vie împărăția Ta! Fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Mucenicul Tău, Doamne, Mina, într-o nevoință sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitore a învins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile Lui mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, mucenice, că pe mulți i-ai izbăvit de pagube, furii urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor. Pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă care-ți cântăm, bucură-te, sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule! Întrupându-se cuvântul lui Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărător neputincioșilor și pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, stea neapusă! Bucură-te, rază de nematerialnic foc! Bucură-te, lumina celor păgubiți! Bucură-te, căderea celor răpitori! Bucură-te, taina care destăinuiește nelegiuirea! Bucură-te, stabilă care oprește rătăcirea! Bucură-te, stâlp care împiedici necuviința! Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia! Bucură-te, suflare care întărești inimile suferinților! Bucură-te, mâna care descoperi prădăciunile! Bucură-te, lanț care fereci pe făptuitorul cel rele! Bucură-te, negură, care întuneci gândurile necurate! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor, celor ce voiesc a răpi munca săracului, amărât de soartă, și a stinge ființa lui, fiind amenințat de întâmplări. Pentru aceasta cântăm, mărire ție, mucenice, și lui Dumnezeu laudă, aleluia! Să nu se învrednicească nelegiuiții a ne supune sub picioarele lor, sfinte, când se pornesc asupra noastră cavalurile mării ce vin spumegând pe aripile vânturilor turbate, ci să cadă ca spicele țarinii de la fața ta și noi să te binecuvântăm zicând, bucură-te, nădejdea noastră, cea tare! Bucură-te, căderea nelegiuiților vrăjmași! Bucură-te, îngrădirea nesățioaselor fiare! Bucură-te, înfrânarea mândrilor răpitori! Bucură-te, că se cutremură cei ce calcă poruncile tale!
Bucură-te, că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale. Bucură-te, că se chinuiesc cei ce nu cheamă într-ajutor numele tău. Bucură-te, că se tulbură cei ce te amărăsc. Bucură-te, că se laudă cei ce îți mulțumesc ție. Bucură-te, că de mila ta toată făptura se veselește. Bucură-te, că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc. Bucură-te, al umiliților izbăvitorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Dreptatea și pacea, având în cugetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, nemai putând suferi ca să vezi închinarea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te în munte, cu post și cu rugăciuni, ți-ai curățat sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, cântând Aleluia. Păgânii, nemai răbdând urmările tale cele sfinte, prin care se defăima înșelăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credința lui Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu care face minuni, iar nu pietrele și arama, te-au supus chinurilor ce le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu tărsâne. Bucură-te, cel ce ai fost ars pe urmă cu foc. Bucură-te, cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor. Bucură-te că ai fost străpuns peste tot cu sulițe. Bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier. Bucură-te că și alte chinuri ai suferit cu răbdare. Bucură-te că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta. Bucură-te că mai ales te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui. Bucură-te că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare. Bucură-te că tiranii erau mustrați de cutezarea ta. Bucură-te că nemai având cu ce te înspăimânta, au poruncit de te-au tăiat cu sabia. Bucură-te că mulți din privitori te binecuvântau zicând, bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Fericita credința răsăritului, ridicând în sfârșit crucea între popoarele păgânești, după căderea tiranilor vrăjmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria biserica ta, sfinte, de către un iubitor de Hristos, cetățean, în vremea lui Constantin împăratul. Și acolo s-au adus rămășițele moaștelor tale, cărora ne închinăm cântând lui Dumnezeu, Aleluia. Glas ridicând către tine grăim, grăbește, sfinte, a ne apăra. Nu ne dezlipi nădejdile de mina ta cea mare, că unde vom năzui afară de tine ca să ne liniștim? După noianul păcatelor noastre, decât după Mântuitorul și Preacurata lui Maică. La tine cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire. Întinde-ți mâna ta spre noi, mucenice, ca să te binecuvântăm cântând. Bucură-te, aflătorul lucrurilor pierdute! Bucură-te, aducătorul lor în starea în care au fost! Bucură-te, lauda cetățenilor cinstiți cu fapta! Bucură-te, fericirea negustorilor cu bune măsuri! Bucură-te, păzitorul neadormit al satelor și al orașelor care suferă de pagube! Bucură-te, scăparea celor amenințați de văpaie și de vifor! Bucură-te, ușurarea popoarelor care se amărăsc de năvălirile grozave și de asupririle nedrepte! Bucură-te, povățuitorul drumeților ce te cer în ajutor! Bucură-te, izbăvirea oamenilor de moarte năpraznică! Bucură-te, scăparea corăbiilor cuprinse de vijelie și de furtuni! Bucură-te, mângâierea a tot sufletul asuprit și amărât! Bucură-te și al nostru apărător grabnic în suferință! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule!
hrană de mântuire vieții noastre, trimite-ne nouă de la Dumnezeu, Sfinte, ca să nu pierim de mulțimea patimilor ce se îndesesc în noi cu prisosință, că păcătoși suntem. Dar care păcat sau ce mulțime de greșeli poate covârși vreodată nemărginita milostivire a lui Dumnezeu, având rugător cetele mucenicilor, cu care dinpreună cântăm lui Dumnezeu, Aliluia. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi, zice împăratul și prorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, mare mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii, ca să ne liniștească durerile, biruind pe vrăjmașii care se luptă împotriva legilor lui. Apropie-te, dar, Sfinte, apropie-te de noi, cei ce pătimim, ca să mărim minunile tale cântând. Bucură-te, mijlocitor fierbinte, al celor suferinți către Dumnezeu. Bucură-te, stăruitor grabnic către dânsul. Bucură-te, ajutor puternic pentru cei ce păzesc poruncile lui. Bucură-te, nădejde nerușinată a creștinilor. Bucură-te, tămâie bine primită la cer în rugăciune. Bucură-te, vas ales al Sfintei Treimi. Bucură-te, cel ce nu voiește răutățile oamenilor. Bucură-te, cel ce plângi pentru nepriceperea lor. Bucură-te, cel ce pururea îi îndemn la fapte bune. Bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste. Bucură-te că pe mulți i-ai adus la pocăință. Bucură-te că pentru toți te rogi pururea. Bucură-te, Sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule. Evreul care era asuprit de creștin, prin tăinuirea banilor ce îi lăsase pe păstrare la el până la întoarcere, s-a botezat văzând minunea, când i-ai descoperit adevărul. Iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocăit cântând lui Dumnezeu, Aliluia. Pe călcătorul de jurământ creștin și vicleanul prieten al iudeului, ieșind din biserica ta unde mărturisise neadevărul că nu are știință de acei bani, l-a răpit calul și, pierzând în cale inelul și ocheiță, cu acelea tu te-ai arătat femeii lui acasă, ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a și urmat și îndată s-a descoperit vicleșugul. De aceea cântăm ție, bucură-te vădirea vicleșugului tăinuit, bucură-te aflarea aurului răpit, bucură-te rușinea faptelor rele, bucură-te amărăciunea urmărilor, bucură-te împlinirea datoriilor creștine, bucură-te creștinătorul iudeului rătăcit, bucură-te pocăința creștinului pierdut, bucură-te lauda bisericii răsăritului, bucură-te că prin a ta minune s-a arătat puterea darului, bucură-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit. Bucură-te al lui Hristos, vrednicule lăudător! Bucură-te, Sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule! Lanțurile fermecătoare ale diavolului, cu care înfășoară sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfârâma de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta, dar întărindu-se de către puterea sfinților mucenici aleși de Dumnezeu, risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile vicleanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu, Aliluia. Slavă ție, împărate sfinte, Dumnezeule atotputernice, care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe sfinții tăi mucenici și apostoli ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașului și să ne împărtășească de bunătățile tale cele nemărginite, ca în acest chip să se preaslăvească numele tău întru tot sfânt și să cântăm. Bucură-te, Mina,
cel de toți iubit. Bucură-te, mucenic prea fericit. Bucură-te, luptător neostenit. Bucură-te, viteaz neobosit. Bucură-te, cuget neprihănit. Bucură-te, priveghetor neadormit. Bucură-te, doctor iscusit. Bucură-te, judecător nemituit. Bucură-te, sprijinitor nepărtinitor. Bucură-te, dar nesfârșit. Bucură-te de daruri, dătătorule. Bucură-te de multe minuni, făcătorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. Numele tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinți, s-a făcut creștinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnică și îndestularea a orice păgubiri suferite de dânsii, pentru care și astăzi, pătimind cei ce stau înaintea icoanei tale cu credință, se roagă a te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor, ca să-ți aducă laudă cântând lui Dumnezeu, aleluia. Obosiți de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta și nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem, adâncindu-ne în gânduri și în fapte urâte. Pentru aceasta cădem înaintea ta, să ne izbăvești de ispitele ce ne apasă și să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu, ca să scăpăm de vrăjmași și să-ți cântăm: Bucură-te, turn de tărie! Bucură-te, rază de bucurie! Bucură-te, ancoră tare! Bucură-te, zid de scăpare! Bucură-te, gând întăritor! Bucură-te, liman izbăvitor! Bucură-te, lumină sfântă! Bucură-te, armă nebiruită! Bucură-te, înger ceresc! Bucură-te, dar dumnezeiesc! Bucură-te, al creștinilor apărătorule! Bucură-te, al săracilor miluitorule! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Patimile cu care tu ai pătimit să ne fie în ajutorul patimilor noastre, și rănile trupului, acoperământ durerilor ce ne turbură toată odihna. Dă-ne dar în primejdii răbdarea ta, sfinte, ca printrânsa să dobândim mântuirea sufletului și întărirea neputințelor noastre, spre a cânta lui Dumnezeu, aleluia. Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre prea fericite și cu mulțimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc spre a nu fi osândiți cu nedreptate și să nu întunice adevărul pricinilor ce avem după a lor plăcere. Că tu ești cel ce descoperi toate nelegiuirile și ție se cuvine a cânta. Bucură-te, mângâierea celor asupriți în judecăți! Bucură-te, biruința ostașilor ce se luptă pentru credință! Bucură-te, pământ roditor de fapte bune! Bucură-te, floare frumoasă din părțile Siriei! Bucură-te, mărgăritar ales de Dumnezeu! Bucură-te, trandafir mirositor între spinii idolești! Bucură-te, piatră scumpă din comorile Egiptului! Bucură-te, dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la răsărit! Bucură-te, cedru crescut între cedrii Libanului! Bucură-te, câmp adăpat de apele Iordanului! Bucură-te, strajă neadormită mănăstirilor din muntele sfânt! Bucură-te, povățuitor osârnic celor ce merg la mormântul Mântuitorului! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Rămășițele călătorului omorât de gazda, făcătoare de rău, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l în bucăți și îngropându-l în grădina sa, tu l-ai dezgropat a doua zi, refăcându-l precum a fost și dându-i viață.
de care minune, îngrozindu-se ucigașul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-te să nu-l pierzi. Iar călătorul deșteptat ca din vis după moarte, a tatălui Dumnezeu laudă, cântând aleluia. Sârguința vinovatului a fost zadarnică de a putea ascunde uciderea acelui străin, pe care, înoptând la dânsul, l-a găzduit, că tu, urmându-i nevăzut, pentru dragostea ce avea către tine, te-ai arătat a doua zi ca un ostaș împărătesc, cerând să-ți dea pe călător, despre care, tăgăduind că nu ar avea știință, i-ai descoperit fapta și l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te, minune mai presus de toate minunile! Bucură-te cel ce ai primit darul de a reface și de a da viață trupului tăiat în bucăți! Bucură-te că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta! Bucură-te că ucisul nu cunoștea de ce este mustrat el, spământându-se! Bucură-te că fapta aceasta n-ai voit să o descoperi îndată! Bucură-te că prin economia ta amândoi se găseau uimiți! Bucură-te prin care călătorul și-a îndeplinit voința, închinându-se ție! Bucură-te că și făgăduinței lui a urmat, aducând în biserica ta mari daruri! Bucură-te al tuturor celor ce aleargă la tine, mângâietorule! Bucură-te al celor ce te cinstesc, mărite, izbăvitorule! Bucură-te al fetelor sărace, înzestrătorule! Bucură-te al celor căzuți în datorii grele, ușurătorule! Bucură-te, sfinte, mare mucenice, Mina, mult pătimitorule! Taina aceasta mare a sfintei pronii, care prin tine s-a săvârșit, Mina, putându-se reface trupul cel tăiat în bucăți al călătorului ucis și a se aduce iarăși la viață, este de neînțeles, pentru care, minunându-ne de darul ce ți s-a dat ție de la Dumnezeu, cu credință cântăm aleluia. Iubitor de sine, Eutropie, a făgăduit un vas de argint pentru biserica ta și, făcând două deopotrivă, acel cu numele tău i s-a părut mai frumos decât acela pentru dânsul, drept care a hotărât să-l oprească pentru sine. Tu însă, nesuferind de înșelăciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui când se spăla în corabie și cu dânsul dinpreună l-ai ținut în mare până când s-a mustrat Eutropie, însuși, de lăcomia sa. Pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te că îndată ai scos pe slugă cu vasul din mare. Bucură-te că sluga întreg și nevătămat s-a înfățișat stăpânului său. Bucură-te că el, mulțumind lui Dumnezeu, a și dus vasul la biserică. Bucură-te, mustrătorului Eutropie, pentru îndrăzneala ce făcuse. Bucură-te, îndreptătorul purtării sale lacome. Bucură-te, scăparea slugii de la moarte, pentru nevinovăția sa. Bucură-te că prin aceasta ai vrut să arăți puterea adevăratei credințe. Bucură-te că pentru faptă, iar nu pentru lucru, ai înfrânt voința cea rea. Bucură-te că lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă. Bucură-te că numele lui s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale. Bucură-te că pentru dânsul ai pătimit, ca să biruiești cu dânsul. Bucură-te, mucenice, prea folositorule! Bucură-te, sfinte mare mucenice, Mina, mult pătimitorule! Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părțile fecozaliei, care venea la biserica ta să se închine, amenințată a fi batjocorită pe cale de un oștean, a cerut de la tine ajutor cu glas și îndată a izbăvit-o de năvălirile aceluia, vădindu-l cu rușine către mai mulți, după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă, cântând aleluia. Șchiopul și o femeie mută, care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alți bolnavi, așteptând vindecarea, te-au văzut la miezul nopții zicând:
Șchiopule, scoală pe femeia aceea și mergi de aici. La care cuvinte, mâhnindu-se șchiopul, pentru că s-a crezut depărtat de tine, nu făcea nicio mișcare. Însă tu repetând porunca, el a trebuit să asculte și îndată s-au văzut amândoi vindecați. Pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te că șchiopul, înspăimântându-se, a fugit. Bucură-te că muta, înspăimântându-se, a vorbit. Bucură-te că și alți bolnavi ai tămăduit. Bucură-te că pe necredincioși i-ai smerit. Bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit. Bucură-te că pe străini i-ai adăpostit. Bucură-te că pe flămânzi i-ai hrănit. Bucură-te că pe văduve le-ai miluit. Bucură-te al celor din primejdii, apărătorule. Bucură-te al celor predați, îndestulătorule. Bucură-te al Sofiei, izbăvitorule. Bucură-te al asupriților, mângâietorule. Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule. O, prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile, pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm, Aliluia. O, prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile, pe care cu puterea darului Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm, Aleluia. O, prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce-ți aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea darului Duhului Sfânt le faci nouă celor ce cu credință cântăm, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Întrupându-se, cuvântul lui Dumnezeu s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărători neputincioșilor. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, stea neapusă! Bucură-te, rază de nematerialnic foc! Bucură-te, lumina celor păgubiți! Bucură-te, căderea celor răpitori! Bucură-te, taina care destăinuiește nelegiuirea! Bucură-te, stavilă care oprește rătăcirea! Bucură-te, stâlp care împiedici necuviința! Bucură-te, adânc care pierzi lăcomia! Bucură-te, suflare care întărești inimile suferinzilor! Bucură-te, mâna care descoperi prădăciunile! Bucură-te, lanț care fereci pe făptuitorul celor rele! Bucură-te, negură care întuneci gândurile necurate! Bucură-te, sfinte mare mucenice Mina, mult pătimitorule! Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, mucenice, că pe mulți ai izbăvit de pagube, furii urmărind, pierderile depărtându-le, și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor. Pentru aceasta te rugăm să fii milostiv și nouă care-ți cântăm. Bucură-te, sfinte mucenice Mina, mult pătimitorule! O, preasfinte și întru tot lăudate, mare mucenice Mina și de minuni făcătorule, primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător prea minunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție. Vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea, vezi bubele și rănile trupului și ale sufletului meu. De aceea mă rog ție,
fericită și sfinte Mina, grăbește a mă ajuta cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de-ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos. Dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine într-o ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine de minuni, făcătorule, iar tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isaurii, care venea la biserica ta spre rugăciuni. Nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punca de galbeni, dar, o minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos. Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel din aur ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce osilea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință, l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea, atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină. Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine, cerând cu credință ajutor, nu îl treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu ești același, sfinte, ca atunci și astăzi, și că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceasta și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind și mă rog ție, sfinte și mare mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul lui Hristos Fiul lui Dumnezeu, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întru tot lăudatul și prea puternicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Amin.